asta ce era cu pătrunjelul. Aaa, îmi pare rău. Bine ați venit în bucătăria noastră, eu sunt Laura. Și eu sunt Bianca. Și astăzi vom pregăti un vrap dulce și unul sărat pentru pachetelul de școală. Pentru vrapul dulce avem nevoie de o lipie, un de arahide, mere, granola, stafide și nuci. Iar pentru vrapul sărat eu o să am nevoie de lipie, brânzeturi, cremă de brânză și telemea, roșii uscate, ardei și ceva verdeață, salată verde sau spanac. Și acum să ne apucăm de treabă, da? Suntem pregătite? Da. Cu ce începem? Cu lipia, normal. Eu zic să încep cu merele. Da. Vrei? Da. Da? Bun, o să-ți dau un cuțit mai mic și o să încerci să tai merele, da? Da. Și acum le facem bastonașe, uite așa. E ok? Crezi că aici te descurci? Da. Să le faci bastonașe? Eu între timp o să tai ardeiul și eu tot bastonașe o să tai ardeiul, să știi. Tu te poți apuca să faci vrapul. Eu între timp o să amestec crema de brânză cu brânza telemea și cu roșiile uscate, tocate mărunt. Eu acum voi unge lipia cu unt de arahide. Te descurci? Da. E puțin cam tare untul de arahide. Da? Nu o să pun multă brânză telemea și o să o mărunțesc direct cu mâna. O să tăiem și câteva roșii uscate. Avem roșii uscate în ulei. Le tăiem mărunt. Ok, acum amestecăm, condimentăm și crema noastră de brânză cu roșii este gata. O putem întinde pe lipie. Acum voi pune merele. Pun și eu ardei. Tot așa bastonașe și tot în linie. Și o să mai pun și salată și pătrunjel. Și eu sunt gata să rulez. Te aștept. Ok. Pui și niște nuci. Da. Sau granola. Hai să punem. Granola. Rulăm? Da. Hai. 1, 2, 3 și. Și acum ținem strâns. Fii atentă. Da? Uh-huh. Strâns. Mai strâns. Cred că ai pus prea multă umplutură. O să ai un vrap cu de toate. Ia să vedem dacă reușim să-l tăiem pe al tău, să vedem cum arată. Vrei? Da. Wow, s-a desfăcut. L-ai umplut prea tare. O să-l tăiem și pe al meu. Ce zici? Arată bine? Da. Da? Îl putem pune în pachetelul de școală? Da. Hai să le gustăm să vedem cum au ieșit. Delicios. Îl guști? Te rog. Spune tu, dă verdictul care ți-e. E care... bun, dar ai exagerat cu pătrunjelul. Ah, îmi pare rău. Acum pot să gust și eu pe al tău? Da, desigur. Chiar îmi place varianta aceasta dulce. Este delicios. Nu mă așteptam să-mi placă varianta dulce atât de mult, dar este foarte bun și o variantă foarte sănătoasă pentru pachetelul de școală, dar și varianta mea sărată îmi place la fel de mult. Cine a câștigat? Hai să fim amândouă câștigătoare. Da. Super. Dar totuși pătrunjelul nu prea place. Deci mai mult tu. Da. Noi am terminat cele două vrapuri. Aș vrea acum să-mi lăsați în comentarii ce variantă ați alege voi. Dulce sau sărată? Și nu uitați să dați subscribe la canalul Mega. Bye! Bye!